ziua. De la presă se trebuie la special Arad. Da. Ne spuneți de ce... Da, uitați acolo, pe dreapta au adus în carantină pe ăștia. Du-te și pune, uite acolo, sunt oameni afară. Oameni afară din carantină? Or fost aseară, eu pus pe Facebook femeia, da? Păstă drum de unde e miliția acolo, vă spune femeia, că eu pus pe Facebook azi noapte. Se plimbau de nebuni. Haideți încolo să vedeți. Haide, dar sunt copii bolnavi aici, sunt copii bolnavi. Doamna aia în roz, doamna aia în roz are copii cu boli cronice, de respirație. Și ce face, mi-i aduce? Nu se poate. Mulțumim. De ProTV-ul. Am sunat și ATV Arad de dimineață, dar văd că nimeni nimica. Dar care este problema mai exact? Dar acolo este generator timp. Da. Sunt oameni cazați cu coronavirus, probabil. Și noi suntem aici, în mijlocul cartierului. Și de ce ne-ai luat în spațiu mic? De ce nu-i duce undeva să ne protejeze? Atunci și proprietarii au și mințit, au spus că au venit doctorii salvările azi dimineață pentru ei, nu pentru oamenii care i-au dus din vamă. Noi ne facem la 4 zile cumpărăturile să evităm aglomerația. Păi atunci merem, domnule, toți, în fiecare zi. Gunoaiele le-au de ce numai pe noi ne amenează? Ei îmbrăcați frumos, vine gunoierii, ei săraci se iei așa, fără protecție, nimeni nu anunță. E normal și logic, atunci unde îi dreptul cetățeanului? Noi am anunțat pe gunoieri, zic, repede, plecați. Luați-vă mânuși, protejați-vă, că e normal să fim anunțați. Normal trebuia să se facă un anunț, să știm. Nu vă supărați, dar asta nu e ok. Deci noi trecem liniștiți pe acolo, ca văd în loc, bă, deși habar n-avem că la noi pe stradă se cazează cu corona. Și azi noapte i-au ieșit afară, vecina de vis-a-vis i-a filmat cum au ieșit oamenii afară din pensiune. Și proprietarea s-a încărcat aseară, bine mersi, toate boasele și-a plecat. De ce nu a stat dracului aici? Bine, mulțumim!